Laura, hai să-ți arăt niște rețete mișto rău de tot, de vară. Yeah. Frozen testy cake. Dar ce sunt alea? Testicule. Sunt scârboase. Aoleu, dai gata. Ridici? Crud? Da. Și pe ăsta îl mănâncă? Să mor dacă n-are față de nebun ăsta. Spider kidney. Află din acest video care tip de carne conține cele mai valoroase proteine, care este cel mai sănătos mod de preparare a alimentelor care provin de la animale și care este cel care face riscul de cancer să fie mai mare. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din YouTube în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Dintre toate legumele despre care am vorbit într-un alt video, s-a stabilit că cea mai bună e porcul. Mai puțin ăla de care am divorțat, care e stricat și expirat. Și care exact așa, cum face specia lui, 20 de ani de zile a mâncat mult, mult furaj. Nu vreau să intru în conflict cu vegetarienii, mai cu seamă, pentru că îi respect și admir sincer, dar trebuie să admitem că și alimentele de origine animală au rostul lor în organism, pentru că nu cred să fi fost proiectați ca rumegătoare. Au rost mai ales pentru femeile însărcinate și cele care alăptează, pentru sugari și copiii mici, pentru adolescenți și pentru persoanele în vârstă, categorii care au nevoi nutriționale sporite. Auzi, dacă mă gândesc mai bine, la origini. Adam a fost el făcut din ce a fost făcut, dar Eva, din costița bărbatului, a fost creată, deci iată, din start, din carne și încă din aia neprocesată. De ce să fie alimentele de origine animală mai valoroase decât cele de origine vegetală? Odată pentru că sunt sursă de proteine și apoi și de nutrienți biodisponibili, cum ar fi fierul, zincul, calciul, vitaminele B12 și D, colina, acizi grași omega-3 și aminoacizi esențiali. Proteinele, că în jurul lor se învârtesc discuțiile, au un rol fundamental în organism cu multiple funcții esențiale pentru sănătatea și funcționarea lui corectă, un rol atât de important încât e imposibil să fie ignorat. Sunt elementele de bază ale țesuturilor, mușchilor, oaselor, pielii, părului și unghiilor, fiind necesare atât pentru formarea lor cât și pentru repararea și menținerea structurii și integrității acestora. Unele proteine acționează ca enzime, care sunt catalizatori chimici ai reacțiilor biochimice din organism, așadar, ele facilitează și accelerează reacțiile chimice necesare pentru desfășurarea proceselor metabolice, cum ar fi digestia alimentelor, producerea energiei și sinteza moleculelor. Altă funcție a unora dintre proteine este de transport și stocare. Hemoglobina, din globulele roșii, de exemplu, transportă oxigenul de la plămâni către țesuturi, iar lipoproteinele transportă grăsimile în sânge. De asemenea, proteinele pot fi implicate în stocarea substanțelor nutritive, cum ar fi feritina, cea care stochează fierul în ficat. Dacă n-am terminat, proteinele mai joacă un rol crucial în funcționarea sistemului imunitar. Anticorpii nu sunt altceva decât niște proteine specializate care ajută la detectarea și neutralizarea agenților patogeni, adică a virusurilor și bacteriilor, pentru a proteja organismul împotriva infecțiilor. Și în comunicarea celulară sunt implicate unele proteine, responsabilitatea lor fiind aceea de a regla procesele de creștere și dezvoltare și de a gestiona răspunsul la diferiți stimuli și mesaje chimice. Încă o treabă mare și importantă a proteinelor este sinteza și reglarea hormonală. Hormonii sunt molecule de semnalizare chimică ce controlează o grămadă de procese fiziologice în organism, mulți dintre ei fiind proteine sau derivați de proteine. Care ce fac? Reglează metabolismul, creșterea și dezvoltarea, reproducerea și răspunsul la stres, așa că data viitoare, când o să-ți pui în farfurie friptura cea mai mare și te apuci de înfulecat, poți să susții că ție nu ți-e foame, că de fapt tu ești foarte stresat. Acum gluma-i glumă și când vorbim serios, vorbim serios. Să exagerezi cu proteinele nu este sănătos, mai ales dacă e vorba de carne roșie, carne procesată sau grăsimi saturate. Mi-e greu să vorbesc pentru că am apă în gură. Auzi căci că trebuie să avem măsură la consumul de carne conservată în saramură, prin maturare sau afumare. Pentru că toate bunătățile astea cu câte le mâncăm în exces, cu atât crește riscul de... Știu că nu rimează, de-aia nu zic deces. Riscul de diabet, boli cardiovasculare și cancer. Colorectal în special.
Hai să vedem acum care sunt cele mai bune, mai sănătoase alimente de origine animală. Și o controversă, Batovina, cine a fost primul? Oul sau găina? Ei bine, da, în fruntea listei stă oul. N-am un instrument pentru ouă din silicon. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine complete, conținând cei 9 aminoacizi esențiali necesari organismului. Sunt bogate în vitamine A, B12 și D și în colină, cea de care creierul are o disperată nevoie. De asemenea, ouăle mai conțin minerale importante precum fier, seleniu și zinc. Al doilea superaliment este peștele, în special cel gras, respectiv somonul, macroul și sardina, specii care reprezintă surse bogate de acizi grași omega-3, esențial pentru sănătatea inimii și a creierului. Alea două care sunt dintotdeauna în conflict și când se încaibără nu știi care pe care a biruit, dar și de vitamina D. Acești acizi grași reduc riscul de bol de inimă, reglează nivelul de colesterol și au efecte antiinflamatorii. Uite că am ajuns și la carne, că ți-o fi fost frică să nu cumva să nu fie pe listă și ea. Amă că este. Dar ca surse bogate de proteine de înaltă calitate sunt carnea de pui și cea de curcan. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Nu porc la garniță, nu tu ciolan. Vitaminele și mineralele importante, cum sunt fierul, zincul și grupul de vitamine B, toate numerele, sunt în aceste două tipuri de carne slabă, de la care cea mai bună parte este pieptul. Laptele, iaurtul și brânza, însă degresate, cu aport redus de grăsimi saturate, sunt o sursă semnificativă de calciu, important pentru sănătatea oaselor și a dinților. Avem în aceste produse proteine de înaltă calitate și avem vitaminele B12 și D. Mănâncă-ne, mănâncă-ne, așa strigă. Și în sfârșit, ultimele, icrele, ouăle lupeștele. De somoni sau de heringi, bune pe dește să te lingi. Au acizi grași omega-3, proteine și vitamine, la inimă, creier și sistem imunitar fac foarte, foarte, foarte bine. Un lucru îți mai spun să ți-l amintești. Produsele de origine animală e important și cum le gătești, cu referire la carne, pește și ouă. Cel mai bine este prin fierbere, coacere sau preparare la abur, nu prin prăjire. În cazul peștelui, de exemplu, prin prăjire se degradează grăsimile lui sănătoase, iar carnea, când e gătită la temperaturi înalte sau pătrunsă bine, atât de bine că e ca și carbonizată, atunci să știi că ai făcut o lată, pentru că aceste două moduri de preparare determină formarea unor compuși care pot crește riscul de cancer. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Abonează-te cu un simplu click, distribui acest clip și scrie-ne într-un comentariu de câte ori pe săptămână să consumi carne obișnuiești, inclusiv pește. Hai să trăiești! Informațiile din acest video au fost verificate și validate medical de Dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, căruia îi mulțumim. Lăsăm mai multe detalii în descriere.